S-a terminat. S-a terminat anul fotbalistic în Liga 1. Am avut ultima partidă din 2021. Ștefan cel Mare, victorie pentru Farul. Farul care iernează așa pe loc de play-off în Liga 1. Dincolo la Dinamo, situația tot mai grea, tot mai complicată. Așteptăm, sigur, reacții alături de mine, Mirel Albon, Cristi Dulca. V-a plăcut meciul ăsta? Dinamo, zic, un sezon catastrofal față de, nu știu, anii precedenți. Tot speram să se așeze lucrurile acolo, dar, din păcate, și în acest joc au făcut un joc slab, zic eu. Cel puțin prima repriză mi s-a părut și de o parte și de cealaltă. Și Farul a făcut un joc, chiar dacă au avut ocazii, cel mai mare ocazii, și au dominat jocul. Dinamo, din păcate, nu se regăsește dacă în iarnă nu vor aduce niște jucători importanți sau cu calitate. Dinamo nu va avea viață ușoară. Da, păi asta pare lot de Liga a doua. Da, așa pare. Chiar a fost un meci cenușiu. Chiar dacă afară noi vrem să vedem mult alb, că fiind sărbătorile, a fost un meci cenușiu. Nici Farul, scuze, nu a făcut un meci deosebit. Probabil că și calitatea gazonului a influențat posesia celor de la Farul. Au avut câteva situații în prima repriză, două, cred că monumentale, dar nu... N-a fost același joc, n-a fost aceeași viteză de pasare, aceeași viteză de joc, de marcări pe spații libere. Repriza a doua, cei de la Dinamo, chiar dacă în unele momente erau cu 9 jucători în propriu careu, nu reușeau să-i blocheze. Parcă se încurcau unii pe alții. O dezordine în tot ceea ce fac. Jucători modești. Sigur că cu o pregătire bună pe unii, Mircea Redic poate aduce la un nivel, dar totuși sunt limitați. Deci, clar, au nevoie de jucători dacă vor să salveze acest sezon și să nu intre în istorie ca primii care îi retrogradează pe Dinamo în Liga 2. Sigur, Dinamo a mai fost în ultimii ani în situația asta, disperată așa, dar parcă așa echipă slabă. Ca și acum, nu i-am văzut niciodată. Chiar dacă le-au lipsit câțiva jucători importanți, cei care au intrat, nu știu, trebuia să fie recunoscător că pot juca în locul celorlalți și să dea totul. Adică, dar, ca valoare, da. N-au avut consistență în atac. Pierdeau mingile. Adică să joci acasă, să te numești Dinamo și să îmbraci tricoul Dinamo și să nu ai nu știu, vitalitatea, ardoarea, dorința să te lupți. N-am văzut asta la niciun jucător. Chiar, da, chiar făceam așa un exercițiu de imaginație cu echipa asta, Dinamo, nu știu dacă ar fi printre promovatele din Liga 2. Adică nu știu dacă te bazi la promovare cu echipa asta. Cu echipa care a fost în seara asta, nu cred că ar fi pe primele două locuri în Liga 2. Nu, pentru că a crescut... Oricum, n-a avut nicio omogenitate. E clar că acest 11 n-a fost niciodată în teren în acest tur. Deci, soluție de avarie, nu a fost soluție de avarie, dar unii nu sunt nici de avarie. Da, pentru pretențiile lui Dinamo. Cât de prost, iată, cât de prost încheie anul Dinamo. De partea cealaltă, Farul prinde așa play-off-ul pe ultima 100 de metri. Da, cred că meritat, nu? Da, meritat, cum am spus și în prima parte a emisiunii, când discutam de acest joc. Farul, clar, după venirea lui Gică, încet, încet și-a revenit ca echipa pe care a antrenat-o Gică. Are identitate. Altă intensitate, alți jucători, se văd relațiile de joc, se vede... Mie mi-a plăcut foarte mult meciul cu CFR-ul. CFR-ul, zic, a avut noroc la ce ocazie a avut Farul la meciul respectiv și de aia spun că Farul își merită locul, din punctul meu de vedere, își merită locul în play-off. Vin reacțiile din Ștefan cel Mare, îl ascultăm pe Aioani. Bună seara, final de an pentru voi, cu o victorie, bucuroși după acest succes? Bună seara, în primul rând, da, suntem fericiți că am câștigat, am venit aici să luăm cele 3 puncte, să practicăm un fotbal bun. Ne-a lipsit puțin șansă la primele ocazii, puteam să deschidem scorul mai repede și alta să fie situația noastră. Dar până la urmă este bine că am câștigat și mergem liniștiți acasă.
Ați intrat poate un pic, nu știu, așa, încrezător în acest meci, având în vedere că întâlneați un Dinamo cu foarte multe probleme în echipă? Pentru că v-ați chinuit în prima repriză. Nu contează asta pentru noi. Noi tratăm orice meci ca fiind cel mai important și ne gândim doar să-l câștigăm indiferent de adversar. Ți-au dat ceva emoții și cei de la Dinamo? Cum au fost pentru tine acele faze? Au fost vreo două situații mai dificile, dar mă bucur că am reușit să trecem peste ele și că am reușit să țin poarta intactă. Terminați anul pe loc de play-off. Cum vezi tu această luptă pentru un loc în play-off în 2022? Este o luptă dificilă, dar noi vom lupta până la final pentru a ne îndeplini obiectivul. Tu tragi linie pentru anul ăsta, ești mulțumit de cum au mers lucrurile pentru tine? Sunt mulțumit, dar mereu se poate mai bine. Nu știu cum să zic, am așteptări foarte mari de la mine și sper ca la anul să fiu mai bun ca anul acesta. Simți că ai făcut un progres în momentul în care ai început să lucrezi cu Gheorghe Hagi? Nu știu ce să zic. Evoluția mea spune totul. Ce îți dorești în 2022? Cu ce gânduri intri? Să reușim să intrăm în play-off și să prindem un loc de Europa. Mulțumesc mult! Mulțumesc, salutări, fericită! Da, l-am ascultat pe Ioani. Oricum, și Farul cred că nu e la nivelul la care visa Hagi. Bine, Hagi este un perfecționist, niciodată nu este mulțumit. Însă, ei au ajuns acum pe loc de play-off, însă nu cred că pot să stea liniștiți. Rapidul rămâne o echipă imprevizibilă. Uta și Șepși în acest moment joacă un fotbal frumos, un fotbal plăcut, n-au făcut puncte. FC Argeș nu joacă la fel de spectaculos, dar este eficientă, așa că ei nu pot să stea liniștiți, că le suflă în ceafă câteva echipe care pot... două rezultate pozitive și negative, pentru că schimbă tot. Sigur, da, am văzut clasamentul foarte, foarte strânsă lupta. Astăzi marchează Hefte, care e golgheterul din Liga 1, cu 12 goluri, dar are și două super ocazii ratate, rarisime, așa. Da, l-auzeam pe Gică Popescu spunând înainte de acest meci că am preferat să jucăm prost sau foarte prost și să câștigăm cele 3 puncte. Într-adevăr, astăzi Farul n-a jucat foarte bine. Cred că nici Gică nu e mulțumit de joc și cred că la pauză, după aceste două ratări, eu zic că foarte mari și prea mari pentru Hefte, care este un jucător tehnic, un jucător de careu, care are execuții foarte bune. Prea mult pentru Gică, cred că la pauză i-a scuturat prea bine. Da, am văzut aia de mare. Cel puțin asta prima ocazie pe care a avut-o, extrem de mare. Adică... toată poarta e acolo și el dă în bară. Da. Da, super, super atări, dar acest Hefte până la urmă cum e? E golgheterul campionatului, dar și un mare ratangiu. Este un jucător cu calitate, mai ales calitate tehnică și faptul că Farul are această posesie și duce mingea cu ușurință în marginea și în careu advers, îl pune în această postură de are multe situații de a marca. Și chiar dacă a ratat unele monumentale, a reușit să înscrie. Este un marcator, însă acum trebuie să fim cinstiți, să spunem că nu este un super fotbalist. Cred că în trecut Hagi a avut atacanți mai buni decât acest Hefte. Și dacă ar avea un număr nou, un puncior adevărat, Farul ar avea mult mai multe goluri înscrise. Da, un atacant e și Ganea, ascultăm. Bună seara, George, victorie pentru voi. Terminați anul pe loc de play-off și ai marcat și un gol așa pe final de an. Îți place să joci împotriva celor de la Dinamo? Cum te simți? Bună seara, în primul rând. Da, am făcut un meci foarte bun. Ne-a interesat să luăm cele 3 puncte și ne bucurăm foarte mult că am realizat lucrul acesta și că terminăm anul pe loc de play-off. Chiar dacă ați avut multe ocazii în prima repriză, n-ați reușit să marcați, ați intrat așa cu puțină presiune la pauză, având în vedere că Dinamo era cu foarte multe probleme în echipă?
Nu neapărat că am intrat cu presiune, într-adevăr am irosit niște șanse, să zic eu, ușoare, dar până la urmă, în repriza a doua, zic eu că am făcut lucrurile mult mai bine și am fost mult mai decisiv pe poartă. Ție îți place să marchezi împotriva lui Dinamo? Da, o să zic că este o echipă care a marcat foarte multe goluri. Îmi pare rău că îi văd în aceste, să zic, în aceste perioade foarte grele, dar asta e fotbalul, eu trebuie să fac treaba pe teren și să marchez goluri. Un sezon bun pentru tine sau cum l-ai, cum ai spune tu, că te-ai descurcat acest an? Nu zic că a fost un sezon bun pentru că nu am statistică foarte bună, am foarte puține goluri și pase de gol aproape deloc. Dar sper ca în viitor să pot să lucrez la statistică mult mai bun și să fiu decisiv în toate meciurile. Aveai nevoie de această vacanță? Vine bine? Da, vă dați seama, a fost un an destul de greu în care am mers și cu Naționala la un turneu final, după la Olimpiadă și zic eu că vă prinde foarte bine această vacanță. Ce ai scris moșului? Ce îți dorești pentru anul viitor? Sănătate, fericire și ca familia mea să fie la fel, sănătoasă și fericită. Play-off-ul va fi anul acesta pentru Farul? Da, vă dați seama, ne dorim să terminăm cât mai sus în clasament și eu sper că vom putea face acest lucru. Mulțumesc! Da, e George Ganea și el un fotbalist care a involuat. Nu a evoluat în ultimul an, nu? Promitea foarte mult la un moment dat, un jucător de viteză, un jucător combativ, care avea capacitatea asta de a pătrunde direct pe poartă. În ultima perioadă a recunoscut-o și el, a marcat puțin, are puține asisturi. Să sperăm că doar are o inconstanță datorată vârstei. Însă ar trebui să facă acel salt valoric, mai ales că are și experiență internațională, a jucat la loturile de juniori, de tineret, a prins chiar și un turneu final. Ar trebui să se vadă chestia, a prins Olimpiada, ar trebui să se vadă asta în jocul lui. Deocamdată nu se vede. De asta spun că el tot a primit șanse, a avut... Nici n-a prea jucat, adică n-a fost folosit constant, cum a fost folosit alți jucători, da? A demonstrat la golul pe care l-a înscris, el a dat pasa, după care a plecat, putea să rămână în zona respectivă după ce dă pasa, dar a simțit că poate să ajungă în fața porții, iar Hefte i-a repasat și a avut tupeu bun în sensul bun al cuvântului, în care i-a și dat mingea printre picioare și o execuție foarte, foarte frumoasă. Tu de care parte te situezi așa, cum comparându-l pe Efte? E un atacant. Mie îmi place, mi-a plăcut și la Voluntari, adică a avut niște execuții foarte bune. Acum, este un jucător bun al campionatului, nu este ceva deosebit. Dacă îl comparăm cu alți jucători care au trecut pe la Viitorul și care au marcat goluri importante, au câștigat campionatul cu Viitorul, nu îl putem compara cu... Dar este un jucător tehnic, combinativ și cu execuții bune în fața porții. Bine, tot mai puțin străini cu... Ca dovadă are 12 goluri. Cine mai are? Nu? 12? Da, 11 sau 12, ceva în genul. E golgheterul campionatului Efte în momentul ăsta. Dar dacă stai să te gândești așa, trebuie să-l treci în topuri la străinul anului, nu? Este și trebuie să ne gândim. CFR-ul cu asemenea echipă au atacanți ca și Ali Beg, Debeliu, Omrani, n-au atâtea goluri ca și el. Poate n-au toți trei la un loc. La FCSB la fel, echipe la fel bune, cu atacanți buni și l-a marcat mai mult decât acesta. Deci arată un lucru pozitiv. Însă nu-l văd un super fotbalist ca și cei care au jucat în trecut la Viitor, da, acum ai Farul, care au adus titlul sau care au ajuns după aceea să joace națională sau în campionate puternice din Europa. N-am avut doar ratări spectaculoase, am avut și parade spectaculoase și o să-l ascultăm pe Eșan. Bună seara, înfrângere pentru voi și situația lui Dinamo nu este tocmai bună. În tot acest sezon ați suferit foarte mult. Ce s-a întâmplat în această seară? Bună seara, cum a zis și colegul meu, știam că ne așteaptă un meci foarte greu, mai ales din prisma faptului că nu eram cu întreg lotul și știam că o să fie un meci greu. Am reușit prima repriză să ne apărăm destul de bine, a doua totul a plecat de la faza aceea fixă, unde n-am reușit să ne mai ținem marcajul și am primit gol. A venit și al doilea și aceasta a fost soarta meciului.
A fost greu și pentru voi, având în vedere că ați avut aceste probleme medicale și probleme de lot, pentru că sunt foarte mulți care au fost excluși din lot. Credeți că ați fi putut mai mult dacă erați în formulă completă? Nu se știe, nu putem să vorbim despre ce ar fi fost, nu avem de unde să știm niciodată. Cine a fost, toți suntem jucători de fotbal și am încercat să scoatem maxim de la acest meci. Ne pare rău că n-am reușit. Tu cum vezi lucrurile în acest moment, situația aceasta a echipei și cum credeți că puteți rezolva să scoateți Dinamo de acolo, din subsolul clasamentului? Da, situația este destul de dificilă. Anul trecut a fost un an poate cel mai greu din istoria clubului. După ce s-a terminat, am crezut că lucrurile vor reveni cât de cât pe făgașul normal. N-a fost chiar așa, cu acea interdicție la transferuri. Am început bine, cu toate că n-am avut cum să facem transferuri, am început bine. După, din păcate, n-am reușit să continuăm și... Bine această vacanță din punct de vedere psihic, pentru că vorbeați și voi de toate aceste tensiuni, de faptul că suporterii sunt din ce în ce mai nemulțumiți. Vă dați seama, da. Bine. Sperăm după această vacanță să avem timp să ne relaxăm, să ne gândim la ce a fost, ce putem face mai bine și când ne reunim să reușim să ne îndeplinim obiectivul. Ce simți tu când vezi Dinamo acolo pe locul 15? E frustrare, foarte multă frustrare. Este greu. Niciodată Dinamo n-a fost aici, nu e locul nostru aici. Locul clubului nu este aici și este multă frustrare. Dinamo termină turul, să zic așa, prima parte a campionatului pe penultimul loc. Nu știu, e foarte frustrant și foarte rău pentru noi. Păcat. Mulțumesc. Seara bună. Da, e complicat și să vorbești ca jucător al lui Dinamo în această perioadă. Ne dăm și noi seama că e complicat acest lucru, dar Eșanu, nu știu la care el vine. Nu, n-are ce să... E unul dintre puține despre care poți să spui că n-au vină de la Dinamo. Cu ce apărare a avut Dinamo în unele meciuri, ce putea să facă portarul? Și plus că n-a jucat în ultimul timp. Da, dar și când a jucat au fost situații în care a scos mici dificile. Da, și mie mi s-a părut un portar interesant din Liga 1. Nu știam de ce a intrat Iliev în locul său. Nu vedeam logica și iată că a revenit. Apropo, parada aia, poate o revedem, parada lui Eșanu, cred că e parada anului. Din poartă scoate mingea oarecum și împiedică acolo un gol. A făcut și omul ce a putut. Da, a avut prezență de spirit și viteză de reacție foarte bună. Rămâne un portar interesant. Da. Apropo că l-am văzut ieri pe portarul de la FCSB. Cu portarii stăm bine. Păi s-a oferit o șansă de care a profitat și a fost curajos, al alții le tremurau picioarele dacă ți se oferea o șansă la un astfel de joc. Dar vreau să zic de Dinamo, în toată această perioadă n-am văzut un lider la Dinamo în teren. Un lider, un capitan de echipă adevărat. Sunt care în tribună. Cum? Sunt în tribună liderii. Liderii galerie, da. Nu, mă refeream la, un vestiar, un să dau un exemplu, Tamaș, de exemplu. Un fotbalist cu personalitate care să-i adune. Adică contează foarte mult un astfel de lider dacă nu sunt echipă. Hai că ne întoarcem după o scurtă pauză. A venit Giga Agi la interviu, ascultăm după. Da, ne-am întors la fotbal, Luc. Așteptăm antrenorii la declarații după acest meci din Amofarul. Spuneai, Cristi, că îi lipsesc liderii lui Dinamo. Eu cred că e unul dintre motivele pentru care Dinamo a ajuns aici. Adică ei și-au pus în speranțele într-un Filip, într-un Matei, într-un Tor și așa mai departe, dar oamenii ăștia au fost primii care au dezamăgit. Da, așa e. Tocmai că nici cei care au venit nu s-au considerat lideri, sau mă rog, nu s-a găsit un lider care să țină echipa, să aibă să personalitate. Termen, sigur. Nu știu, dar probabil nu numai din acest fapt Dinamo merge așa prost. Și
modul cum s-a gestionat situația echipei. Eu știu că e singura echipă care n-a făcut cantonament, care n-a avut meciuri amicale la începutul campionatului. S-au schimbat antrenori, s-au schimbat foarte mulți jucători, adică sunt mulți factori. Am putea sta, cred că, să vorbim o jumătate de oră numai de Dinamo și de problemele lor, dar eu ce nu-mi place mie la acești jucători, că n-au dorința aia de a câștiga, adică nu se vede. Să alerge non-stop pe teren, să vezi o alunecare, adică asta e curios la acești jucători care au șansa să îmbrace tricolul lui Dinamo. Giga, haideți să-l ascultăm. Bună seara, Victorie, în această seară și încheiați anul pe un loc de play-off. Care sunt concluziile după această confruntare cu Dinamo? Să zicem, 6 luni în care am muncit bine, n-am fost constanți, dar am jucat un fotbal bun, am progresat mult. Mai trebuie să fim atenți, să fim mult mai concreți în fața porții. Cred că ne-am creat foarte multe ocazii. Le-am mulțumit echipei că această victorie, cred eu, ne-a venit foarte bine și le-am mulțumit înainte de sărbători. Bravo lor, pentru că nu era ușor să menții într-o 3 meciuri într-o săptămână tonusul acesta care trebuia să-l ai, să fii conectat, să dai maxim, să alergi, să muncești. Au luptat, au avut determinare, au încercat. Era iar începuse meciul, am avut ocazii multe. Parcă era istoria de la ultimul meci cu CFR-ul. Dar a doua repriză am avut șansă, am marcat gol din fază fixă și după aceea cred eu că ei s-au descătușat, au fost mult mai relaxați. Aveți a doua cea mai bună defensivă din Liga 1 după CFR, vă mulțumesc. Nu mă încântă pe mine lucrul ăsta, cu toate că știu că am fundași buni, dar ar trebui să marcăm mai multe goluri. Cred că meritam să avem mai multe goluri, pentru că la ocazie aveam avut foarte, foarte multe. Dar acolo, în departamentul, în atac, în compartimentul, în atac, acolo trebuie să lucrăm mai bine și să fim mai concreți. Vor urma și transferuri în această iarnă? Ne-ați obișnuit așa să faceți schimbări în echipă? Nu știu, vom vedea. De mâine începem să ne gândim. Vom vedea jucătorii care au dat randament, jucătorii care au dat mai puțin. Vom vedea fiecare cum s-a simțit. O să începem să vorbim la început o săptămână cu fiecare și să vedem ce concluzie o să tragem. Avem copii foarte mulți, sunt în spate, avem și echipa a doua, vedem, analizăm, vom trage linie și vedem dacă cu siguranță 2-3 jucători o să încercăm să aducem. Practic nu intrați în vacanță pentru că voi... Mă duc la Ianis. Ba da, intru, mă duc la el. Dar știți că veți continua munca, să munciți? De mâine, de în seara asta. Asta e viața noastră, deci se termină una, începe alta. Grijile sunt, pentru că sunt o vacanță scurtă și trebuie să aducem, dacă aducem ceva, trebuie să aducem până când începem și care să ne aducă un plus, să fie mai bun, să aducă un plus echipei și vom vedea. Grameni este dorit de CFR Cluj, îl lăsați să meargă? Am citit în această lună de Grameni, de Pitu, de Ianis. De... E bine pentru că produceți. Da, se vorbește. Normal, fotbalul se discută, fiecare îți doriți, sunt jucători, dar Ianis cred că rămâne la Rangers. Grameni nu știu, întrebați-l pe Petrescu, dacă nici nu știu ce a făcut și Petrescu. A rămas la CFR. V-a surprins că a refuzat postul de selecție? Nu mă bag la lucrurile. Sunt lucrurile lui, cum la mine a fost, nu-mi place să... El știe cel mai bine și a luat decizia. Da, sunt copii, avem copii buni, ușor, ușor, vom vedea, o să vină și lucruri pentru ei, noi suntem deschiși pentru că asta face clubul nostru, chiar dacă acum reprezentăm un oraș, tot formatori, jucători, care o fabrică care trebuie să producă și performanță și jucători, pentru că aceasta e mentalitatea mea. V-a surprins Dinamo și vă surprinde situația lui Dinamo, un club cu asemenea tradiție să fie în această situație? Absolut, absolut. Fotbal românesc se spune, se zic atâtea din cauza că nu avem trei echipe, cele 3 echipe mari sau 2 echipe mari, ca în orice țară, trebuie să fie de nivel foarte mare. Din păcate, nu sunt măsură, îmi pare rău, respect total pentru tradiție, pentru ce club, pentru trofee, pentru spirit, pentru tot ce au aici, ei, Steaua. Da? Păcat că Craiova, păcat că cluburile acestea Rapid sau
au avut probleme. Nu ele, toți, toate cluburile, din păcate. Nu știu ce s-a făcut în acești 30 de ani, dar lucrurile n-au mers bine. Trebuie găsită cauza și înainte să încercăm să reducem sportul în România, la nivelul iară mare, nu... Când mă întrebați tot timpul, îmi vin toate gândurile în cap, de sport, de cum e susținut, că, care-i cauza, ca la doctor. Dar e bine că vorbiți pentru că da, sunt vorbesc, lucruri care da, trebuie spuse de oamenii care au da, cum am spus și de arbitraj, că cel mai bine să lași jocul să meargă, să fie puternic, să se lupte, copiii de mici trebuie să învețe că pe teren e un duel între mine și adversar, eu trebuie să fiu mai iute ca el și mai tehnic și mai să... am atitudine, să am determinare, să nu fie frică de duel. Deci lucrurile astea trebuie învățate de mic. Ce bași de mic, bași pentru totdeauna. Probabil că noi am pierdut pe parcurs în acești ani, am pierdut anumite valori, anumite lucruri importante de, la jucător de tehnica lui individuală, la conducător de a, cei care organizează și România. Au uitat că România a performat la nivelul cel mai mare și că cei care au performat dinainte în istorie, că avem o istorie bogată și frumoasă, în toate disciplinele, se investești cu cap și să bineînțeles că unii sunt formatori și alții fac performanțe la nivel european. Ne lipsește acest lucru. Echipe puternice, cluburi puternice care fac performanțe la nivel european. Restul suntem formatori și ele ne trag după ele. Cine vor fi ele, sperăm că într-o bună zi o să se facă acest lucru. Cum va fi 2022 pentru Faru în această luptă pentru play-off? Foarte multe probleme de făcut. Avem de dezvoltat atât infrastructură, atât echipa, ca să avem o mentalitate, să creăm o mentalitate, să ne unim și mai mult, adică toată lumea cu toți partenerii care avem, să fim cât mai mulți. Suntem echipa Dobrogei, a Constanței și ușor, ușor să fim cât mai mulți, să devenim o putere, să ne dezvoltăm în sensul bun. Avem de făcut terenuri încă în continuare multe, clădirea trebuie terminată, în vară o prezentăm și o să o vedeți cum arată și vrem să avem cea mai frumoasă bază din România, nouă, făcută de arhitect, nouă, făcută la nivel european și după aceea, bineînțeles, și bugetul și lucrurile puternice, pentru că banii aduci jucători, dacă ai bani, să ai un buget foarte bun și după aceea ca să poți te lupți cu cele mai bune echipe și trebuie să lucrăm la acest aspect foarte important. Ultima întrebare este legată de națională. Generația de aur nu poate antrena în momentul acesta națională oamenii din generația de aur. Îl vedeți potrivit pe Adrian Mutu? Se vorbește de faptul că ar putea fi selecționerul României. Îl cunoașteți foarte bine. Un campion, un jucător fantastic, un antrenor la început. Nu eu decid, dar ce am văzut, că l-am analizat, că am jucat și contra lui, am văzut și asta. Personalitate, știe fotbal, cunoaște fotbal. Acum, experiență, eu zic că a jucat la nivel înalt și poate să compenseze acest lucru, pentru că e dedicat, arată incredibil și pe bancă. Deci, mi-a plăcut de el. Vă mulțumesc mult! Bine! Da, încurajator la adresa lui Mutu, speech-ul lui Gica Agi, nu? Eu cred că Mutu e următorul selecționer, că prea vorbește toată lumea frumos de el. Da, în acest moment, după ce anunțul s-a dat astăzi legat de Dan Petrescu, se pare că este favoritul numărul 1. Da, și spune că a jucat la nivel mare. E suficient, uite, Cristi, e suficient să joci la nivel mare ca să te impui și în fața unui vestiar, să zicem. Bine, Mutu are personalitate, dacă vorbim de personalitatea lui și de cunoștințele în fotbal, a fost antrenat de foarte mulți antrenori cu nume, dar asta e părerea mea, pentru echipa națională mare trebuie, nu știu, un pic mai multă experiență. Acum nu spun că nu are șanse să fac ceva, adică mai sunt, dar... Absolut, normal, poate să dea lovitura. Au mai fost mulți care au dat, uite, Șefcencu, îmi vine în minte acum. Da, sunt multe cazuri. Calificat Ucraina la turneul. Calificat Ucraina și a ajuns în seria antrenor, plecând tot așa, ca Mutu, dacă vreți. Nu, mie îmi place foarte mult Mutu, ca și... Eu am fost, cred că, nu știu, printre singuri. Toată lumea a zis, mă, Mutu ajunge la echipa națională, antrenează, dar a surprins prin modul lui de a antrena și chiar mi-a plăcut. Încă o dată, Marco mi-a spus foarte multe lucruri bune, pozitive, de știe, un bun factor motivațional, știe să vorbească, încurajează jucătorii tineri, ceea ce
E bine. Acum toată lumea se leagă că n-are experiență la un nivel... Da, știi de ce, Cristi? Pentru că avem experiența Rădoi. Tot așa, un antrenor da, care sunt, n-avea sunt diferi, eu zic că sunt diferiți ca și mod de lucru și nu se aseamănă niciun antrenor, mm-hmm. dar vom vedea. Eu m-aș bucura să ajungă la echipa națională să ne, să ne calificăm până sigur, la urmă. Asta e obiectivul. Asta ne-am bucurat cu toții și acum adevărul e că, sigur, variantele sunt tot mai puține după ce au refuzat, știm, atâția oameni. Ce mai spunea Agi interesant? Giannis rămâne la Rangers. Ne-a și dat o știre. Da. Era greu, eu zic, să se transfere în acest moment, pentru că numele de Hagi și faptul că este fiul lui Gică Hagi îl face să se gândească la cluburi mari. El nu este titular păi permanent. Gândeam, la un regres, oarecum. Adică dacă se vorbea de Galatasaray, eu îl vedeam ca pe un regres. Totuși, campionatul Turciei... Și Galatasaray este într-o perioadă proastă, nici nu știu pe ce loc e, dar nu e în frunte. Undeva pe la mijloc, da. Da, e pe la mijlocul clasamentului. Exact. Nu-i, toate cele trei nume mari din Turcia o duc rău în acest moment. Da. Însă, Giannis nu a fost titular de drept în niciun moment la Rangers. A fost meciul în care a jucat titular și meciul în care a intrat pe parcurs. A avut reușite multe și asisturi și goluri, dar ca să ajungi să joci la o echipă mare, la o echipă de top, trebuie să ai o constanță mult mai mare și mult mai multe reușite. Da, Agi, când vorbești așa cu subiect și predicat, spune lucruri importante și de luat în seamă, oare l-ascultă cineva? Că a vorbit de asta cu arbitrajul, are perfectă dreptate. Ar trebui lăsat jocul mai liber și asta da mai multă spectaculozitate competiției, nu? A vorbit acum de felul în care ar trebui să crească ei jucători și altele să facă performanță și... L-ascultă cineva? Nu știu. Mi-ar place să-l asculte și cineva să-și ia notițe și să încerce după aceea să le pune în practică. Cam așa ar trebui. Din ce se întâmplă în acest moment, nu pare să-l asculte nimeni. Așa e, da, așa pare. Cei de la care conduc fotbalul, cred că ar trebui să-l asculte mai des. Mircea Rednic. Bună seara, domnule Rednic. Înfrângere pentru Dinamo în această seară și încheiați anul pe locul 15 cu 12 puncte acumulate. Cum vă simțiți așa ca antrenor în situația aceasta? Nu-mi convine. Dar o înfrângere, dar trebuie să ținem cont și de situația care a fost astăzi. Am pierdut trei fundași centrali, doi ieri în cantonament, azi unul înainte de meci, a fost mult mai plus jucătorii suspendați, practic mai mult de jumătate de echipă. Și așa, eu zic că nu ne-am prezentat rău. Ok, înfrângerea, înfrângere, nu ne stă aici undeva, dar n-am avut ce să fac în situația asta. Dar mi-a prins bine, a fost un joc util, am mai dat șansă la unii jucători care au jucat mai puțin, să-mi fac așa o idee. Știți foarte bine că am spus că după ianuarie se trage linie, dar atunci accept să fiu judecat. Da? Și în perioada asta n-a fost ușor pentru mine, cu jucători cu care n-am lucrat până m-am adaptat cu ei cu mine. Am avut și nu știu dacă să zic ghinion, dar am avut meciuri în care am avut punctele ca și câștigate. Sunt aproape 7 puncte, 2 cu UTA, 2 cu Rapid și 3 cu Mioveni, în care pierzi după minutul 90. Chiar echipa a jucat bine, s-a mișcat bine. Și astăzi a fost la pauză 0-0 cu o echipă omogenă, care joacă de aproape câțiva ani buni unii dintre ei, cu care am lucrat și eu, un jucător cu calitate, dacă le lași puțin spațiu te judecă și a fost și Betancur, a avut în prima repriză două situații de a marca, am avut și noi o situație de a marca la ocazia lui Carp, când portarul a scos de pe linia porții, după linia porții, nu mai contează. Am luat două goluri, primul din fază fixă. Aici nu prea accept, problema lui Dinamo. Și după al doilea gol
Nu mi se pare corect ca un apărător să ataci drept, să strecoare mingea între picioare la Dinamo, nu se poate așa ceva. Pentru asta n-am ce să fac, sunt obligat să schimb. Și voi schimba, pentru că de acum eu sunt răspunzător 100%. Spuneți că nu vreți să fiți judecați pentru ceea ce s-a întâmplat în aceste 11 etape, însă statistica arată că în 11 meciuri ați câștigat 6 puncte, antrenorul precedent în 10 meciuri 6 puncte. Nu a fost 11-11, așa am să vedeți. Nu sunt 11, ăsta e al 12-lea meci al meu. Sărit eu. Și dacă vă arăt lista, sunt foarte mult, mult mai multe lucruri pozitive. Totuși, dumneavoastră, nu vă puteți... Am dat gol din 11 meciuri, am dat gol în 8 meciuri. Deci în fiecare meci s-a marcat. Înainte nu s-au marcat, s-au luat din contră, s-au luat multe, multe goluri. Cu o echipă care n-am format eu, n-am pregătit eu, jucători care au venit pe parcurs. Ați văzut că meciul care l-am câștigat, nu l-am câștigat cu jucătorii vechi. Am câștigat mai mult cu jucătorii care au venit, jucătorii noi. Deci e normal că și eu m-aș fi așteptat la mai mult. Uitați că au fost trei meciuri care le-am pierdut în prelungiri. Nu s-a întâmplat înainte, te gândeai la scor. Ok, poate era și altă echipă, se jucau cu mulți tineri, nu a fost perioada de transfer. Jucătorii care au venit în primul val au avut nevoie de timp. Unii s-au acomodat, unii nu s-au acomodat. Uitați-vă câte goluri am luat. Am avut probleme cu portarii, chiar dacă Mihai azi a făcut un meci bun. Probleme mari cu fundașii centrali. Nu se poate să am fundaș de 1000 de euro. La noi funde, la 1000 de euro trebuie să fie fundaș, de fundaș. Popa astăzi, dau un exemplu, că dau și nume. Păi ai 5.000 pe lună, tu n-ai jucat la ea și vii la Dinamo și Ganea te ridiculizează. Deci sunt multe probleme. Și n-ai cum. În momentul ce n-ai siguranță, poftim? V-a certat la schimbare? Nu, el a ieșit că spunea că nu mai are aer. El a intrat și un pic răcit. Am jumate din echipă au fost răciți. Chiar mi-a fost teamă și am vorbit cu Iuliu să găsim o posibilitate să amânăm meciul, pentru că ieri nu ne-am antrenat, că n-am putut să ne antrenăm, pentru că toți am izolat fiecare în camera lui ca să putem să disputăm meciul de astăzi. Spuneți ok, că... sunt responsabil pentru perioada în care a venit, n-am fost ridiculizat ca în alte meciuri, s-au pierdut multe la limită, scoruri strânse, și cu bune și cu rele, dar din moment ce ai atacanții noștri, 4 atacanți, câte goluri au? Niciun gol. Niciun. Bă, Mirco are din penalti, dar ăla nu se pune. Din penalti pentru mine nu se pune, că nu trebuie să bată el. Ai atacanți care nu reușesc să înscrie. Comparăm atacanții care au avut astăzi viitorul și cu atacanții noștri. S-au făcut greșeli, s-au făcut repede, deci am fost obligați, dar totuși am adus jucători de 2000, Petar 2000 salariu, Nicos 3000 salariu, Nunici cu ăsta 4000, Carp 4000, fără comisioane și care s-au dat de foarte mici și s-au dat de oameni care mai aduc bani la Dinamo. Tăiați în carne vie în această vacanță, vor pleca mulți jucători? Da, vor pleca, e normal să plece. Normal să plece. Suntem 40 pe listă, dar... Degeaba, de mulți și mai puțin buni. O să rămână 18 jucători și cu cei tineri. O să plece vă 14 jucători. Mi se pare normal să plece, pentru că n-au demonstrat și au și salarii mari și o să plece. Ați găsit și soluții mai bune să scoată Dinamo din această situație? Sunt soluții. Deci trebuie să găsesc soluții. Trebuie să găsesc pentru că... suntem la limite, deci nu mai avem voie să greșim. Au fost și alții în situația noastră, și FC Argeș aveau 5 puncte sau 6 puncte, au schimbat și ei aproape tot lotul și după aceea s-au bătut la play-off. O să fie și situația noastră, pentru că acum am avut timp, jucătorii pe care îi voi aduce, după data de 5 vor fi prezenți. Încă o dată, totdeauna când vine Rednic, bugetul se reduce.
Da, Rednic totdeauna bugetul se reduce. Până acum am avut 800 de mii, nu am voie să vorbesc, dar bugetul aproape la jumate se reduce. Și trebuie să mă descurc. O să mă descurc, deci nu e problemă, dar trebuie să am și susținerea lor. Ok, eu sunt de acord să vă remaniem lotul, că e nevoie, pentru că valoric n-au demonstrat-o. Deci pe teren, deci unii dintre ei n-au demonstrat că merită să joace la Dinamo și n-au dat siguranță. Între fundaș și central, cred că o să rămână vă doi. Aveți garanția că puteți salva Dinamo? Da, altfel plecam. Deci altfel plecam. Ăsta da, ăsta e un super interviu. Se spun lucrurile pe față, nu mai ne ascundem. Un Reni foarte supărat. Vreo doi fundași central vor reveni, vor rămâne. Nu știu care. Vor reveni după pauză, da. Nu știu care dintre ei, într-adevăr, la nivelul fundașilor central, Dinamo a suferit în fiecare... doi, da, nu? A suferit în fiecare joc. Ori cu cine a încercat, au avut probleme. Și în această seară au fost momente când, chiar dacă în zona centrală ei au încercat să aglomereze, nimeni nu făcea marcaj, nimeni nu sărea la cap, pierdeau foarte multe dueluri. N-am văzut viteză de reacție, n-am văzut ce spunea Cristina, un fundaș central să facă o alunecare, să văd că... Nu neapărat fundaș central, da, în general. Nu, dar e vorba de fundaș central. Într-adevăr, interviul lui Rednic și discursul lui foarte sincer, foarte direct, un pic s-a și scuzat, pentru că s-au făcut puține puncte și după ce a venit el, însă eu îi dau dreptate, este foarte greu ca jucătorii aceștia, unii au venit pe parcurs, ea n-avea pregătire. Zicea Cristi, Dinamo n-au făcut cantonament. Dar și acum după o scurtă pauză, ne presează, mi-a cere o scurtă pauză, ne întoarce. Supărat foc, Mircea Rednic, de afară 14 jucători, anunță astăzi, scuze-mă direct, am întrebat. Da, ziceam că este foarte greu, neavând o pregătire de vară corespunzătoare, să joci cum s-a jucat acum ultimele săptămâni din 72 de ore, deci merg tot la 72 de ore. Este aproape imposibil să reziste jucătorii respectivi. Însă, ceea ce anunță el, acest taifun, da, corect, s-ar putea taifun, să fie benefic, dar s-ar putea să fie și cu două tăișuri. Este foarte greu să omogenizezi dacă aduci mulți jucători noi. Nu ești o lin în momentul ăsta, adică mai rău ce poate fi. Exact, corect, corect. Cum ți-a părut discursul? Nu, Mircea sintetiza foarte bine toată perioada și dinaintea lui și după ce a revenit a câta oară la Dinamo. Eu am spus-o, pentru mine Mircea e un, nu știu, un erou al lui Dinamo, pentru că chiar dacă n-are rezultate, faptul că s-a implicat în acest proiect, care se vrea un proiect pentru Dinamo, a avut curaj, nu știa unde vine, știa la ce se înhamă, și asta e un lucru bun, înseamnă că ține la această echipă și n-a venit să câștige averi sau... Da, asta clar. Dar faptul că a venit, încearcă să facă ceva, cred că e singurul, probabil și cu cei din conducere, care își doresc, și cu suporterii, bineînțeles, care își doresc ca această echipă să aibă rezultate și să rămână în Liga 1. Așadar, vine taifunul peste jucătorii lui Dinamo, va fi o iarnă cât se poate de interesant acolo. Vedem ce reușește să schimbe. Haideți să vedem echipa sezonului pe final, pentru că iată, încheiem acest an, iar prietenii noștri care ne oferă date statistice în fiecare etapă ne-au furnizat și echipa anului. Sigur, este o echipă care e formată în urma unor statistici, e pur pe cifre. Tocmai de aceea apare un Otto Hinrich în poartă, pentru că el a jucat puțin, dar a făcut-o bine și atunci are un index foarte bun, să spunem. Cred că are 0 goluri, nu? Da, da, da. Și așa arată echipa în urma acestor statistici, indexului final. Interesant. În rest, dacă îl scoatem pe Hinrich, eu zic că e reală. Nu vi se pare? Adică cât se poate de reală cu ce s-a jucat. Da, sunt. Cristi, da, nu ești sunt, de acord, spune. Nu, da, într-adevăr. Hefte, într-adevăr, e golgheterul. E golgheterul sezonului. Umbrani în dreapta, nu știu cine ar mai... Nu, la Toblevici, adică a jucat de când a mers la
Vorbim de statistici, de asta nu sunt de acord. Sunt de acord cu anumite lucruri, dar toți jucătorii sunt jucători de valoare. Adică nu putem spune că nu sunt jucători buni. Cu echipa asta, Cristi, te-ai bate în Europa, ai ajunge măcar în grupele Europa League? Nu e un garant. Nu e un garant. N-ai băgat mâna în foc, nu? N-aș băga mâna în foc pentru că... Nu știu ce să zic. Sunt jucători pe fiecare post la care ne uităm aici, sunt jucători poate și chiar egal sau mai bun ca ei. Te rog, mine. Ladiu, aș pune întrebarea altfel. Echipa asta s-ar putea bate de la egal la egal cu CFR? Și CFR a făcut 4 puncte în grupele Conference League. Așa că să ne gândim la cu echipa asta că ajunge în grupele Europa League, mi se pare prea mult. Da, cu ea încheiem așadar acest sezon. Vedem programul din această săptămână. Sunt meciuri și în această săptămână, sunt etape intermediare. Până în Crăciun avem o grămadă de meciuri pe care le urmărim pe programele Luxport. Doar Liga 1 ia o vacanță așa mai lungă, dar sigur va dura mai puțin de o lună și vacanța de Liga 1. Domnilor, mulțumesc tare mult, vă mulțumesc pentru toată activitatea din acest an și vă așteptăm și la anul. Mulțumim și vă urăm sărbători fericite. Sărbători fericite tuturor, mulțumim tare mult și dumneavoastră că ne-ați urmărit pe tot parcursul acestui an. Mulțumesc colegilor că ne-au suportat și ne-au susținut aici. Am avut o muncă grea pentru că a fost un an în care pauzele au fost foarte, foarte scurte. Fotbalul practic a luat foarte rar pauză și va veni un an la fel de încărcat. O să ne revedem în 2022 cu fotbalul aici și cu toate meciurile importante din campionatele puternice și din Liga 1. Să aveți grijă de voi și sărbători fericite!